Deci după ce astăzi am uitat să-mi iau încărcătorul, în loc să iau bilet pentru data de astăzi, am luat bilet pentru peste două zile, ca să zic așa. Deci am comis un pic și chestia asta m-a costat. Uite, așa am dat eu 29 de lire 20 ca să îmi dea bilet pentru astăzi și să-mi schimbe ruta. Încărcător, bilet greșit, ce mai urmează acum? Adică, pe bune, frate. Văd și așa, mai aud că niște trenuri s-au anulat, sper să nu se anuleze ăsta, că altfel am belit-o. Foarte frumos peisajul pe care l-am. Mai rău ca la avion. N-am crezut că o să zic asta despre o toaletă, dar arată foarte bine toaleta asta din Avanti West Coast. Bă, uitați. Chiar ai merge cu plăcere la baia asta. Plus că miroase și al levânțică sau ce. E ceva foarte, foarte dulce. Foarte mișto. Îmi place baia asta. O baie destul de spațioasă e asta și... Mi se pare destul de spațioasă baia asta, chiar dacă nu pare, e destul de spațioasă. Hai să explic situația mea până la momentul de față. Deci, eu astăzi trebuia să plec data de 7 august către Bangor, Țara Galilor. E bine, am plecat, numai că am făcut niște greșeli. De când am plecat de acasă, am uitat cablul USB-C pentru a încărca telefonul, nu mai zic de camera Sony, dar aia nu e nicio problemă că mă descurc. Mai am o baterie, fac cumva să mă descurc. Și, evident, am cumpărat un alt cablu USB-C, nu e nicio problemă. Dar, când am ajuns la fața locului din gară, m-am trezit că am luat bilet pentru 9 august. În loc de 7 august. Video-ul ăsta oricum o să apară mult mai târziu de data asta, dar am greșit-o, am gafat-o și am plătit. Am plătit 29 de lire pentru a pleca tot astăzi. Un pic mai târziu decât trebuia să plec inițial, cu vreo 50 de minute sau ceva de genul, dar ideea e următoarea. Greșeala se plătește, frate. Asta e. Acum am ajuns în Crewe, de aici trebuie să schimb trenul ca să ajung în Bangor, dar până acum nimeni nu mi-a verificat biletul pe care l-am cumpărat din Londra. Asta e foarte curios, dacă nimeni nu verifică biletul pe care l-am luat din Londra, Houston, băi, mi se pare hilar. Incredibil, dar adevărat, am dat de priză în sărăcia aia de Avanti West Coast. Nu aveau încărcători, nu aveau priză. Ăștia au. Și este doar un tren interregional. Ca să vezi și să nu crezi. Bun, am ajuns în Bangor. Aparent a fost foarte aglomerat la început. Chiar am avut senzația că nu o să ni se controleze biletele, bă, dar au fost controlate biletele un pic pe finalul călătoriei, până să ajung în Bangor. Până la urmă a controlat biletele. Chiar mă întrebam, bă, oare nu controlează ăsta biletele, dar a controlat. În fine, bă, a fost aglomerat în prima parte, din Crewe până aici, un pic nesurprinzător, adică a fost pentru prima dată să văd aglomerat în trenurile din Anglia. Deci ceva ce foarte, foarte rar vezi. View-ul destul de interesant, adică față de Avanti West Coast, în trenul ăsta din Țara Galilor, bă, măcar ai o fereastră foarte mare, te bucuri de peisaj. La Avanti ai o fereastră acolo mică, uneori chiar și trasă draperia, cam slăbuț peisajul, să zic. Și aici, și la trenul ăsta, bă, am avut priză, deci am putut să-mi bag telefonul la încărcat. Acolo, în Avanti, ce-i drept că aveam și bilet standard, că nu eram la clasa 1, bă, dar asta nu era de clasa 1 și totuși avea unde să pui în priză. Dar, na, avantaje și dezavantaje.
Acum o să mă îndrept către hotel. Bun, în momentul ăsta am luat de acolo cheile pentru hotel. Deci aici este Lidl-ul. Bă, deci este atât de dubios să iei cheile aici. Bă, foarte, foarte încurcate mațele. Vă explic imediat, pentru că mi se pare noaptea minții cum sunt organizați oamenii ăștia. Gata, am intrat. Acum o să vedem. E 15C. Gata. Gata, mama, am prins, uite. Deci, cheia e la E15C. E15 e aici. Deci etajul 4. Ai, ai, ai. O, băiatule, deci eu n-am putut să văd niște ițe mai... De... Eu n-am putut să văd niște ițe așa mai încurcate ca în hotelul ăsta. Bă, niciodată, bă, frate. Bă, niciodată. Deci, recepția este pe o parte a străzii. Intrarea în hotel este pe o altă parte, că trebuie să o colești puțin. Bă, deci, e noaptea mea, zice aici. 15. Hai că am intrat. Deci, aici este o bucătărie, cuptor cu microunde, tot ce vrei, canapea, geam, TV. Ia să vedem și acum camera. Ce? Ce? Deci cheia la ăștia nu este așa. Nu este așa, este așa. Nu știu care a fost inginerul. Mă, ce inginer bun. Cum să faci, mă, cheile halul ăsta? În fine. Și asta este camera. Camera de student. Deci, hotelul este descris ca fiind stunning studio students, nu știu ce. Deci asta este pentru studenți, aparent, da? Bă, da, mi se pare atât de complicat să intre aici, mâncați așa. Deci, cât m-am fățit stânga-dreapta, a trebuit să sun la booking, bă, unde e camera, unde e recepția. Abia am înțeles, după la recepție îmi spune că, bă, stai așa că trebuie să sun nu știu unde, că nu știu ce, că bla bla bla, în fine. Am ajuns, am intrat. Aici e baia. Mamă, parcă s-a pornit motorul. Ești nebun? Ha. Am aici un duș, frumos, elegant, hârtie. Bun, am și hârtie igienică. N-arată rău deloc. E decent. Shivers only. Am aici niște geluri de duș. Yeah. Bun. Și așa eu n-am. Nici nu m-am gândit să am. Ia uitați ce priveliște frumoasă asupra acestui oraș Bangor și Wi-Fi-ul care este incredibil de rapid. 53 pe download și 6 pe upload. Mai e mult de atât cât vrei. Internetul este absolut genial la hotelul ăsta. Nu știu dacă aș putea să recomand hotelul deocamdată, pentru că la cât de mult a fost încălcită situația cu unde e recepția, pe unde intru. Dar na, ăsta e hotelul Willis din Bangor. Ori îl evitați, ori nu, dar deocamdată e bine. Prima impresie despre Bangor, după ce am ieșit de la hotel, bă, frate, frig, cam friguleț. Sunt 18-19 grade și e mai frig ca în Londra. Eu când am văzut 18-19 grade în Londra, că azi dimineață erau 18 grade în Londra, am zis, bă, lasă, că dacă aici e cald la 18 grade, bă, și acolo e cald. Bă, nu zic, acum la ora asta e cald, dar dimineața e frig. Deci îndârdeiau dinții la un moment dat și eu am zis, bă, nu-mi iau la mine hanorac, ce trebuie mie hanorac? Că o să mă car după el. Într-adevăr, următoarele zile o să fie mai cald. Dar, na, ce să faci? Nu poți să le sincronizezi pe toate. Așa, acolo este Asda. Deci Asda e la 3 minute de hotel. Și primul desen din țara Galilor, cu dragonul. Frumos. Interesantă clădire Galilor, cu specific total al altei țări.
Dar mă apropii din ce în ce mai mult de zona centrală. Un hotel interesant. The Castle. Sau White Castle. Deocamdată îmi place foarte mult așezarea acestui oraș. E așezat așa pe coline, dă pe alocuri aer de predeal așa. Predeal, Sinaia, vezi clădiri înalte, pe, mă rog, vezi clădiri, vezi case la o altitudine mai înaltă. Ce nu se văd, se văd munți aici. Aici nu mai seamănă cu predeal, dar dă așa un iz, sau Brașov, să zic așa. Mă încerc eu să fac comparațiile astea cu România, dar nu merge. China Hot Chili. Aoleu, nici nu vreau să știu ce gust are. Universitatea Bangor. Încă o dată, asta probabil este o clădire cu alte activități pentru studenți. Cine știe ce, n-am idee. Sunt aici niște nume pe care numai în limba galeză se pot pronunța. În fine, Pontio Arts, cred că se pronunță Celfi de Deu Pontio în Welsh. Ăsta, Main Reception, Priv Derbinfa, Undeb Bangor. Undeb Bangor, da, cel mai simplu. Cred că n-am nimerit, cred că nu am nimerit nicio pronunție din toate astea. Dar e foarte, foarte ciudată pronunția. Extrem de ciudată. Iar haideți să citim în Welsh. Deci pe panou ăsta scrie așa: Your new park is coming. Și mai sus scrie așa: Mac park need in dot. Nu știu dacă am pronunțat cum trebuie, bă, dar e incredibil limba lor. E prea incredibil. Dar totuși, care este obiectivul acestei plimbări prin orașul? Obiectivul acestei plimbări este de a admira peisajul din orașul ăsta, care nu este rău deloc, chiar îmi place. Deci pentru prima impresie chiar îmi place. Acum fac o mică urcare către un punct înalt, bănuiesc. Cred că este o panoramă în zona respectivă. Și apoi o să ajung în zona de plajă, unde la fel o să admir faleza orașului. Și cam asta este în video ăsta, o să fie un video foarte scurt. Oh, de aici se vede portul, acolo, în plan îndepărtat. Iar acolo este continuarea traseului meu, după ce pleacă asta. Treapta. Nimic. Bun. Fiți atenți cum se pronunță sau cum se scrie universitatea aici. University la ei este Frisgöl sau Frisgöl, 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 Frisgöl. Limba asta e foarte ciudată, sună. Roman Camp. Ăsta este una dintre atracții unde oare poți campa? În fine, se numește Roman Camp, dar nu cred că are nicio legătură cu camparea. Vedem imediat. Ce-i drept, pare traseu de munte. Ceea ce vedem noi în față este masivul montan, să spunem, Snowdonia. Nu știu exact cum se numește, dar cred că Snowdonia se numește. Acolo cred eu că este Snowdon, iar în cealaltă parte este un alt vârf, tot la fel de înalt ca ăla, undeva pe la 1070-1100. Nu vă gândiți că sunt cine știe ce munți. Sunt niște munți, poți să faci niște... că niște drumeții, dar evident se vor termina destul de repede. Nu se compară cu drumețiile noastre, unde trebuie să ajungi la 1800, 2000, 2500. Aici 1100 cred că este punctul cel mai înalt. Iar cum am spus,
Acolo este Snowdon, acolo este un alt vârf al cărui nume nu mi-l aduc aminte pentru că este atât de complicat și atât de ciudat încât nu mai contează. Iar în cealaltă parte sunt alte pâlcuri de munți alcătuiți tot din partea asta așa și se prelungesc destul de mult. Din așa numitul Roman Camp se pot vedea aceste priveliști ale munților din acest oraș ce se numește... M-am uitat. De cealaltă parte se vede un râu. Gata, am văzut și panorama de pe cealaltă parte. Dacă pe o parte se văd munții, pe altă parte se vede râul. Și un râu destul de gras, ca să zic așa. Un râuleț destul de grăsuț. Acum revenim la civilizație. Civilizație. Bun. Wow, ce spațiu deschis. Cât verde. Interesant. Sunt curios dacă pot să intru pe acel pier, pe acel pod către apă. L-am văzut de la distanță din celălalt view de acolo, din Roman Camp. Bă, un peisaj foarte frumos aici în Bangor. Și pe o parte și de alta. Chiar foarte plăcut. Haideți să vă zic o chestie. Deci în momentul în care am plătit aici, face ăla... Deci ăla a început să vorbească în limba lor, în Welsh, și după a dat-o pe engleză, după a dat-o și el pe engleză. Deci am față de galez, nu? Am eu față de galez? Dacă este, uiți așa un pic la mine, la câtă lume m-a confundat cu diverse nații, pot să fiu oricine. Pe o parte și de alta sunt mici magazine care de obicei cred că sunt deschise în timpul săptămânii, dar cum acum este duminică, na, sunt închise. Acesta este pavilionul, locul unde poți să mănânci, să bei, să stai la o berică, la orice vrei tu. Asta dacă au bere, cred că n-au bere. Din ce am văzut, au mai mult sucuri și alte minunății de genul ăsta, dar bere nu au. Băi, dacă aveți nevoie de servicii marine, duceți-vă aici la Dickies, sau mai bine zis, Dickies. Bă, cum să se numească, mă, Dickies, mă? Servicii marine Dickies. Foarte interesant numele. Băi, ăsta e portul. Deja sunt două semne încă de la intrare că publicul nu are acces. No public access. Pentru că este un port care descarcă mărfuri grele și care bla 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 și bla bla bla. Accesul public nu este posibil în această arie. Eu am crezut că e un port accesibil de turiști, să zic. Dar na, nu am avut noroc. Asta e. Nu-i bai. Dar se pot vedea și aprecia câteva ambarcațiuni pe aici, pe acolo. Probabil undeva prin depărtare sunt alea care sunt așa de importanță comercială, să zic așa. Băi, acum trebuie să mă întorc la hotel pentru că nu mai am nimic de făcut în oraș, dar până la hotel am zis că păi ia să fac și niște rute un pic mai ocolitoare, să merg și printre alte chestii și asta fac acum. Dar cred că mă duc către un drum, un dead end. Da. Aia era înfundătură. Așadar, merg pe aici. Tot acolo ajung, numai că pe acolo era mai interesant, că era mai înghesuit. Și uite din cartier. Dau un pădure, cum se numește asta? Bangor Mountains, Trefitaclus, sau mă rog, Tidy Towns. Rudă făcută în 2013.
Să vedem. Sunt bine. Da. Țineți cont că asta este o rută nu știu cât de bine amenajată, dar plină de gunoaie pe o parte, pe alta. În fine, nu e plină, dar cum oamenii mai sălășluiesc pe aici cu o băutură, cine știe de ce dau. Nu pare periculos, în fine, dacă ești singur, dacă ești bărbat, ca să zic așa, și soare, nu pare îngrozitor. Dintr-o dată te simți în junglă cu toate bălăriile astea de pe aici, frunzele astea mari, parcă sunt tropicale, ești nebun? Nu mă așteptam la traseul ăsta așa de wild, așa sălbatic, cât de tare, neașteptat. Bă! Acest cu plantele astea ofilite, fratele meu. Ai. Bă, băiatule, ce e asta? Uite ce e aici. Frunzele astea le dădeam la iepure să le mănânce. N-au și ăștia iepuri. Se găsește imediat o întrebuințare. Wow, scări! Incredibil! Nu mă ajută prea mult, dar... încotro. Deci așadar, înainte cu tupeu, acolo unde văd și o bancă, unde se poate admira view-ul. View-ul nu este cine știe ce, acolo cred că este Universitatea Bangor, sau Bangor. Pe acolo se vede portul, nu se vede portul, se văd câteva embarcațiuni, iar aici oamenii sunt certați cu mediul, pentru că văd o grămadă de sticle sparte, o grămadă de cioburi. Ce ne place să avem noi grijă de mediu, nu-i așa, băieți? Treața-i dracu. Hai, poate am exagerat catalogând acest loc ca având un view oribil. Este... nu este cine știe ce. Nu mi se pare că vezi extraordinar de mult. Sau poate lumina, poziția nu e foarte bună și de asta zic asta. Dar am ajuns într-un punct în care văd un vârf care e acolo. Nu știu ce munte e, nu știu ce vârf este, dar e un vârf care se vede de la depărtare. Cât de tare, nu? Băi, asta este ieșirea mea din decor, din acest paradis al Bangorului, din această poartă minunată. Ok. Bă, unde duce chestia asta? Bă, stai așa. Și credeam că asta e ieșirea mea în decor. Tu zgura, măti, bă, mi-arată aici un drum. Bă. Băi, fără să vreau, am dat peste un teren de golf. Aparent drumurile pe aici sunt un pic cam încălcite. Adică numai hotelul și cu recepția de la hotel sunt încălcite. Până și drumurile de pe Google Maps sunt încălcite aici. Totul e încălcit. De aici încolo dau de asfalt. Într-un final. Și cam asta a fost. Cam asta a fost.